Hei, bune! Eu sunt Luminița. Și eu, Costi. Călătorim full time. Și ne pornim în goană după soare. Abonează-te la canal ca să urmărești aventurile noastre. Valiz, da? Mergem acum la pier, înapoi să luăm barca către următoarea destinație, în Filipine. Acum mergem în peninsula Sikiho. Avem de mers undeva vreo jumătate de oră, cam așa, undeva, dacă mă greșesc, 20 ceva de kilometri. Și luăm un tricycle și n-am putut să negociem, tot același preț la 300 de pesos. Inițial a fost de acord cu 250, dacă ne-a văzut cu bagaj de este, nu a fost de acord. Adem! From here to San Juan is 600. Spice? Da. Iar și ne-ntâlnesc să ne trești aici. Tricycle. Ia aici toate galbine, așa interesante. Taltează toți din toate părțile. No, 15 minutes. Running 1 hour. No, it's not. So, sir, here... Sir, here going to San Juan, 20 kilometers. 20 kilometers. Yes. So, I have tricycle. So, going to San Juan, 400 for two of you. No, it's too expensive. Because even if you ask here, sir, so I'll try public transportation. How much your 200. No, sir, because there is... It's actually near than... it's not in San Juan. It's a little bit where? Nearer. Palm Village Guest House. Palm Village? Yes. It's outside of San Juan. Palm Village are already in San Juan. I know the place. În urmă am negociat cu cineva cu 200 de pesos, dar mi-i cereau destul de mult. Așa, aici tricycle-ul este foarte popular. În loc de tuk-tuk, iată, sunt tot de toate felurile, toate florile. Și în cap în tricycle? Da, este destul de spațios. Este mai spațios ca așa, ia-ți de mamă știu mai sunt cap tu. Nu știu, cam puțin loc. Ai loc, iar de asta poți duci mai încolo. Benzina aici e exact un dolar. E un pic mai scumpă ca în Bohol. Iată și căsuța pe care am rezervat-o. Aici așa, o zonă de relaxare afară. Și camera. Deci o mini bucătărie, dar nu avem aragaz. Acolo o masă de lucru, aici patul. Și băiță. Este destul de curățel, ne-a costat undeva 24 de dolari, dar suntem cazați chiar pe plajă. Avem o priveliște foarte frumoasă. Și problema este că nu este restaurant aici. Nu avem nici dejun. Și va trebui să mergem pe undeva, să căutăm. Suntem acum lehniți de foame.
Sperăm să găsim undeva un restaurant să mâncăm, să întărim. Ok, am ajuns cu succes, acum mergem pe jos să mâncăm, că suntem flămânzi foarte, foarte tare. Ia să vedem prin împrejurim. Plaja aici nu e chiar, adică acum e frumoasă, dar nu poți să scazi, adică e în față. Dar o să vedem, o să stăm aici, că principalul pe plajă, stăm, intrăm un pic în apă, ne răcorim și vedem care e situația. Da, poate mergem și pe la altă plajă, poate arendăm un scooter, ceva, mai asta nu e restaurant? Nu, no, asta nu e restaurant. Am făcut o aproximativ o oră jumate până aici cu ferile și plus încă jumate de oră cu motorbike-ul, că suntem cazați într-un orășel un pic mai departe de port, San Juan se numește, adică ne suntem în afară la San Juan, dar e în apropiere. În total am achitat 1600 de pesos, adică tot cât taxă, bagaj, unaltă și pentru două persoane. Dar din Alona Beach ne cereau cam 3500 cu o barcă privată și era mult mai scump. La câțiva pași de hotel am găsit un restaurant. Are mâncare deja pregătită, ia cu vedem ce au. Oh, porc! Dar miroase așa de bine. Pește. De prăjit. Deci trebuie să aibă... Nu știu ce asta. Cred că e vită. Miroase aiute. Și aici... ficată asta e cu... Ficat și cu porc. Porc. Ficat de porc. Fel de legume de cele mari de lor. Se minte, nu ai mâncat-o dată. Aici e pui prăjit. Sau nu, e pește. Să mâncăm aici? How much? Which one? For one person. This one? I don't know. Like 40 pesos each. 40 pesos per serving. 40 pesos per serving. And this food. Squid. 40 pesos. It's spicy? No. Not really. Okay. And with rice? Yeah, with rice. 10 pesos. Do you have some salad? Greek salad. Greek salad. Greek. It's how much? 180. But we have chop suey over there, the vegetables. 40 pesos per serving. Then there's no noodles, 40 pesos. Chicken with coconut milk. Also, it's 40. And throw ball. Mâncarea pare să fie foarte apetisantă și este mult mai ieftină decât pe Pangalo Island. O porție de orez pe insula Pangalo costa 25 de pesos, aici e 10. Ne mai vorbim de fiecare porție de mâncare, care aici e 40 de pesos, acolo era 80, 120, așa, variam, fiecare zi era diferit. Așa, ne-am decis până la urmă ce să mâncăm, eu mi-am ales niște calamari. Și chap-chai, așa un fel de legume nădușite. Am mâncat de la Stena Indonezia. Deci porția mea o să coste 80 de mii. Sunt două porții, de fapt. Deci porții așa decente, ne săturăm neapărat. Și eu mi-am luat un fel de porc în sânge cu orez și m-a costat ambele 50. Deci în total mâncarea noastră cam 2,50 costă pentru ambii. Și plus băuturile încă vreun 1,20. Squid-ul e pur și simplu delicios. Nu cred că am mai mâncat vreodată mai bun decât ăsta. Super. Le-am dat și mie să gust. Tocmai am avut cel mai frumos apus, un apus minunat,
Pur și simplu n-am cuvinte, am stat afară așa la o barcă și a fost un apus foarte frumos. Acum am venit la un restaurant din apropiere ca să vedem cum e viața de noapte pe aici. E cam liniștit, văd că cânt așa niște cânti destul de lente. Poate sperăm în curând un pic o să fii mai energic ceva. Ce? Despre apusul care l-am văzut. Uite șporcul! I-am mâncat! Oh, eu spus și eu! Ce mâncare este aici? Foarte multă mâncare! Câți mai mâncăm atâta? Ești la grătar! Da, ești la grătar! Ești la grătar! Can we order maybe only something? Sorry? You can order but only this one. Ah, because of the buffet. Buffet? Yeah. And how much is it? 300. Dar ești mai mulți locali, de fapt. Interesant. How often do you sell? Uite și este gata. Dar și miros. Și aici pești. Hello. How much is the fish? I don't know. Ask this girl. How much is this? That's 100. Da. 150 de peso îți costă un pește, aici cred că e ceva mai special. Dar porcul costă 60 de peso. Deci așa, o bucată costă 60 de peso. Hai să luăm portofel.